Bine v-am regăsit la Astrofanatic, săptămâna noastră magică în care ne întâlnim și auzim prognoza runelor pentru fiecare zodie în parte. Iar azi vă oferim runele pentru intervalul 15-21 iulie 2024. Și hai să nu vă mai țin așa în așteptare, începem cu Berbecul. Berbecul are o săptămână în care runa îl va face să se simtă protejat și în siguranță. Avem o rună care îl va proteja de forțele malefice care îl înconjoară un univers. Și este singurul sau singura rună care face acest lucru. În schimb, Taurul va fi obligat să-și mobilizeze toate forțele în săptămâna următoare pentru a-și consolida poziția în familie, în societate, dar și la serviciu. Făcând aceasta, va triumfa. Deci Taurul nu-i rămâne altceva decât să-și mobilizeze forțele. Și iată-ne ajuns și la gemeni. Gemenii în săptămâna 15-21 iulie vor da lovitura și se va produce un salt calitativ rapid în existența voastră. Deci acest salt rapid înseamnă 15-16, chiar începutul acestui interval. Am văzut și pentru... Am zis gemeni, da? Hai să vedem pentru săptămâna următoare pentru rac. Rămâneți în așteptarea unei schimbări foarte, foarte importante acasă, curând. Fiți pregătiți. O schimbare importantă acasă. În schimb, leu trebuie să fie și el pregătit, dar pentru o suită de schimbări majore într-un viitor foarte apropiat. Și asta înseamnă la fel de curând. În schimb, Fecioara, ia uite, ce spune runa? Astrele vă anunță o călătorie. Sunteți pregătiți? Aveți bagajele făcute? Dacă nu, pregătiți-vă și faceți-le bagajele pentru că aveți parte de o călătorie. Balanța e pe punctul să se mute din casă sau serviciu. Va acționa foarte favorabil pentru ea într-o problemă care o preocupă. Iar Scorpionul are o săptămână în care trebuie să fie puternic, rezistent, deoarece luna îi indică acest lucru. Deci o săptămână în care trebuie să aveți forță, putere, tărie, să depășiți niște lucruri mai puțin bune pentru voi. În schimb, Săgetătorul este sfătuit să abordeze altfel toate problemele care îl interesează. Deci, cu alte cuvinte, schimbați tactica. Capricornul a avut progresie pe ultimile săptămâni, iar acum se împăunează că Vungio a ajuns la Capricorn. Deci ați câștigat pe toate planurile, să fiți siguri. Vărsătorul e și el la fel de binecotat, va primi vești bune, s-ar putea să primească un cadou surpriză sau dacă nu vine cadou surpriză, vine o sumă de bani importantă. Iar peștișorii, că n-au mai avut de mult parte de dragoste, are simbolul dragostei pentru intervalul 15-21 iulie, ceva nou, fierbinte, o dragoste nouă, pasionantă. Așa să fie, să vă bucurați de runele bune, iar cei care n-au rune așa de bune, să se bucure de sănătate, de bucuria
bucuria celor din jur care sunt apropiați și au rune bune și ce să vă mai spun? Fiți și voi încrezători că totul se rezolvă. Vă doresc să aveți o săptămână nemaipomenită.